să alegi președinte. Fiind prezentă majoritatea dintre dumneavoastră, ședința este deja posibilită și își poate începe lucrările. Domnul primar, vă rog să prezentați ordinea de zi, din dispoziție. După cum ați fost informați pe ordinea de zi, avem 7 proiecte de hotărâre, 3 suplimentări și punctul de vedere. Cine este pentru ordinea de zi? Domnul Durlan. Propun să schimbăm ordinea din discuția proiectelor și să începem cu proiectul de hotărâre 14, pentru că președinte ședință și-a încheiat mandatul. Așadar, o să începem cu propunerile. Vă rog să faceți propuneri pentru președinte ședință, proiectul domnului Votar, vă rog. Propun pe domnul Mai. Alte propuneri? Toate, domnul. Prima propunere este a doua. Domnul Marea președinte, Realist. Propun să dați. Doamne Marea și aprilie. Lasă la mine cu mine. Împotrivă? Abține? Nu abține. Nu abține. Domnul Marea. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre numărul 7 din 2022 privind stabilirea drepturilor salariale de care beneficiază funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primăriei din cadrul serviciilor public din subordinea Consiliului Local Căiuț, începând cu data din 1.1.2022. Inițiator, domnul Orândaru Gabriel. Cine sunt înscrie la cuvânt? Domnul Matei? Bun. Domnule primar, aveți să ne spuneți câteva cuvinte? Nu. Domnul Matei, aveți Pentru că n-am vrea să pierd șirul ideilor și avea o cronologie și o logică, mi-am pregătit cuvântul în scris. Și pentru anul dintre eu, vă zic să am o continuitate. Pentru proiectul în dezbatere, am solicitat un proiect, un tip de vedere la instituția prefectului județul Bacău, serviciul audit intern, și întrucât până în prezent nu am primit răspuns, a trebuit să mă abțin la vot. Pentru că nu știu dacă mi s-a acordat dreptatea sau nu. Însă eu consider în continuare că în forma actuală, proiectul de hotărâre este nelegal. Este nelegal pentru că așa cum arată conținutul articolului 2 din proiect, referitor la stabilirea salariului de bază, nu este în concordanță cu temeiul legal pe care dumneavoastră nu ați vrut să-l indicați nici la prima dezbatere, nici la a doua și nici în prezent. Vă rog să mă înțelegeți foarte bine. Nu sunt împotriva majorării salariilor de bază pentru salariații din primărie, ci dimpotrivă, consider că este necesară majorarea lor pentru că acestea nu au mai fost mărite din ianuarie 2020, iar în ultimii 2 ani inflația a crescut. Numai anul trecut inflația a fost de 8,2%, iar din decembrie anul trecut au crescut prețul la combustibil și mai ales la energie și gaze și prin urmare puterea de cumpărare a tuturor cetățenilor, inclusiv a celor din primărie, a scăzut. Domnule primar, plastic vorbind, dumneavoastră ne-i propuneți prin acest proiect să cumpărăm pere, care sunt mai scumpe decât merele, dar la un preț de mere. Adică, ne propuneți majorarea salariilor, însă dumneavoastră ne-am argumentat cu articolul 129 din OUG 57/2019, privind codul administrativ, potrivit căruia Consiliul Local hotărăște acordarea unor sporuri și altor facilități, sporuri despre care tot dumneavoastră argumentați cu OUG numărul 130/2021, alineat 2, aliniat invocat în mod greșit, pentru că în realitate este vorba de alineatul 5 din aceeași OUG. Alineatul 2, cel corect, l-ați menționat mai sus când ați justificat menținerea indemnizațiilor pentru funcții de demnitate publică la nivelul lunii decembrie 2021.
Dar dacă tot vorbim de greșeli, am constatat că și referatul privind necesitatea inițierii proiectului se menționează alineatul 2 din OUG numărul 2020, care modifică OUG 914 din 2019, referitor la sporuri, dar care ordonanțe, de fapt, au devenit desuiete pentru că sporurile pentru anul 2002 au fost reglementate de OUG numărul 130 per 2021 alineatul 5. Dar să revin la aliniatul 5, pe care încercați să-l aduceți ca și argument pentru mărirea salariului. Acesta prevede că, începând cu luna ianuarie 2022, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor, compensațiilor, etc., se mențin cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021. Ba mai mult, în finalul referatului de aprobare, trage și concluzia. Prin urmare, sporurile și alte elemente care fac parte din salariul brut lunar se vor menține la nivelul acordat în luna decembrie 2021. Întrebare. Păi nu ne-ați propus să aprobăm majorarea salariilor de bază? De ce faceți apologia sporurilor? Pentru că așa cum bine ați arătat, ele oricum au fost plafonate prin lege. De ce nu ați prezentat și ulterior să motivați și să justificați necesitatea articolului referitor la salariul de bază? Pentru că asta avem în discuție. Respectiv articolul 11, alineatul 1, din legea numărul 153 2017. Domnule primar, articolul 40 din regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Căiuț, referitor la proiectele de hotărâri ale Consiliului Local, la articolul 8 prevede că fiecare proiect de hotărâri înscris pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de referatul de aprobare, atenție, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de inițiator, adică de dumneavoastră. Din punctul meu de vedere, era plauzibilă și suficientă motivarea referitoare la necesitatea creșterii salariilor de bază datorită scăderii puterii de cumpărare. Ori nu am văzut nicio motivare, nicio formă. Dar știți de ce nu ați pomenit articolul 11, alineatul 1 din legea 153-2007, cum ar fi fost corect și nu de sporuri? Pentru că acest articol, deși prevede că salariul de bază se stabilesc prin hotărârea Consiliului Local, atenție, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților, ceea ce nu există anexă la acest proiect. Când au fost majorate salariile de bază în anul 2017, în HCL numărul 94, a fost atașate la aceasta adresa sindicatului Forța Legii numărul 12.391 din 14.12.2017 și procesul verbal de negociere numărul 12.392 din 14.12.2017 cu salariații care nu sunt într-o organizație sindicală. În plus, articolul aliniatul 4 din articolul 11 prevede că nivelul veniturile salariale se stabilește în condiții prevăzute la aliniatul 1 și 3, fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar, cu încadrarea în cheltuielile de personal, atenție, aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli, iar articolul 12, aliniatul 1, prevede că salariile de bază trebuie să se încadreze în fondurile aprobate în bugete locale, atenție, în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor stabilite. Deci, dacă bugetul pe 2022 nu a fost aprobat, cum putem aproba majorarea salariului pentru anul 2022? Păi ce facem? Punem căruța înaintea cailor? De asemenea, fiind vorba de majorarea salariului, consider că era necesar și punctul de vedere al biroului financiar, așa cum s-a procedat la aprobarea HCL numărul 94 din 2017, când a fost prezentat și anexat raportul financiar numărul 12.541 din 18.12.2017. Revin la articolul 2 din prezenta hotărâre, din prezentul proiect de hotărâre, referitor la majorarea salariului. Că, de fapt, asta e chitesența acestui proiect. Ce am constatat încă de la prima dezbatere? Am constatat faptul că pentru acest articol nu a fost indicată baza legală, care întotdeauna a susținut de fiecare dată și m-am zbătut pe treaba asta. Adică, nu a fost armonizat textul articolului cu temeiul legal. De aceea bănuiesc, pentru că nu s-a explicat clar, că se dorește majorarea salariului conform articolul 11 alineatul din legea numărul 153 de 2017, dar nu cu aplicarea celui așa articol, dar alineatul 4, cum ar fi normal și legal, ci
conform articolului 12 din legea numărul 153-2017, care prevede că salariile de bază se stabilesc prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în anexele numărul 1-8 cu salariul de bază minim brut de țară garantat în plată în vigoare. Ori, am constatat că, potrivit același articol, atenție, această formulă de calcul se va aplica începând cu anul 2023. Păi de ce o aplicăm în 2022? Deci, ca să concluzionez, dacă prezenta hotărâre ar fi adoptată în forma actuală, nu ar fi confruntate cu legea, respectiv s-ar încălca articolul 12 aliniatul 2 din legea numărul 153/2017. Dacă ulterior s-ar descoperi că salariul a fost majorat ilegal și prin urmare s-a creat un prejudiciu la bugetul statului, care obligatoriu trebuie recuperat, m-am văzut că Curtea de Conturi, pentru ce telefoane și asta, așa cum are în vedere, eu ca și consilier, voi răspunde în mod solidar, potrivit articolului 90 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local Căiuți, care prevede consilierii locali răspund în nume propriu pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și solidar pentru activitatea Consiliului Local din care fac parte și pentru hotărârile pe care le-au votat. Vorba proverbului. Nu-i prost cel care cere, adică în cazul nostru cine propune, ci cel care dă, adică cine aprobă. Mă întreb, de ce ați procedat așa? Nu cred că nu ați cunoscut legea. În acest fel, ați dat naștere la suspiciuni, speculații și interpretări. De ce? Pentru că nici în proiectul de hotărâre și nici în documentația anexată nu ați făcut niciun referire la cu cât ar fi crescut în procente salariile de bază, cu 5, 10, 20%, cu cât anume. Sau cu cât ar fi crescut în mod nominal. De exemplu, pentru cei cu studii medii, cu 100, cu 200 sau de 100 la 200, pentru cei cu studii superioare, cu 200, 300, noi nici până în prezent nu știm cu cât s-ar fi mărit salariile de bază conform acestui proiect de hotărâre. De asemenea, nu știm ce impact financiar ar avea majorarea salariilor în bugetul pe anul 2022 în forma actuală. Oricum, am constatat recent în proiectul privind bugetul pe anul 2022 că cheltuielile cu personalul în acest an sunt mai mari față de anul trecut, cu 199,16 lei. Nu este o sumă prea mare, pentru că pentru realizarea investiției la punctul 19 din buget, respectiv construirea salei de sport plus 6 stele de clase, ați alocat suma de 10.000 de lei. Deci, aproape dublu. Dar, pentru că, așa cum am arătat la început de expunere, sunt pentru majorarea salariului și pentru că tot astăzi aprobăm și bugetul, propun două amendamente la prezenta hotărâre. Amendamentul numărul 1. Pentru punerea în acord a textului cu temeiul legal, propun că articolul 2 să fie înlocuit și să aibă următorul conținut. Articolul 2. Începând cu data de 01.01.2022, se majorează cu 10% salariile de bază pentru funcționarii publici și personal contractual din cadrul familiei ocupaționale, administrației, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Căiuți și din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al Comunei Căiuți, în conformitate cu articolul 11, alineatul 1 și alineatul 4 din legea cadrul numărul 153 privind salarizarea și salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Amendamentul numărul 2. Pentru că salariile de bază ale asistenților sociali și ale asistenților personal nu pot fi majorate prin hotărârea Consiliului Local, acestea fiind deja mărite de guvern 1-4, deci cu un sfert, din diferența dintre salariul de bază prevăzut de legea cadrul 153/2017 pentru anul 2022 și cel din luna decembrie 2021, propun ca după articolul 3 să se introducă articolul 4 și renumărătoarea articolului următoare. Articolul 4. Începând cu data de 01.01.2022, salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale, sănătate și asistență socială, din aparatul de specialitate al primarului Comunei Căiuți, se stabilesc potrivit articolului 1 roman, aliniatul 1 și 3, din OUG, numărul 130/2021. Domnule președinte de ședință, vă rog ca după încheierea dezbaterii să supuneți la vot cele două amendamente propuse. Vă mulțumesc! Ai dori și cineva să ia cuvântul acesta, domnul Ia. Vă rog. Deci, eu subscriu la tot ceea ce a prezentat domnul Matei, am stat cu atenție.
Aș vrea de la început să spun că nici eu nu sunt împotriva majorării salariilor la primărie, dar aș vrea să vin din ce m-am uitat așa un pic pe fugă și o pun de precizări. Văd aici în prezenta hotărâre articolul 8, drepturile salariale, conform articolului 1.4 prezenta hotărârii, se stabilesc prin dispoziția primară, cu data de 1. Corect. Deci asta ar veni că această hotărâre de Consiliu, ce spuneam înainte, legalizează și întărește dispoziția primarului vis-a-vis drepturile salariale. Tot în prezenta dispoziție, am mai văzut și bine de știut asta, așa cum preciza și domnul Matei, că era corect să venim un pic dumneavoastră să explicați la început ceea ce înseamnă toate aceste măriri salariale și aceste drepturi. Mă uitam prin proiectul de hotărâre, deși anul trecut nu s-a mai acordat, mai în afară de mărirea salarială care semnează 10% 1,2 salarii, anul ăsta din nou se revine la vouchere, poate bine că le dă statul, la cei 347 lei din norma de gramă. Deci dacă faceți un calcul simplu, voucherele cu norma de grană, la orice salariat se duce minim 2 salarii, chiar 3. Și cu încă 1,2, 3, 4 salarii. În plus față de ceea ce ar fi la momentul actual. Din ce văd eu din tot bugetul, dacă adunăm tot, și cu poliția locală, și cu bibliotecă, și asistență socială, undeva vrea să cred că vă apropiați de suma de 30 de miliarde, adică din 80 de miliarde, din care aveți 40 fonduri de rulment, din 86 venituri bugetare, 30 ceva de miliarde se aduce pe salarizare și drepturi bănești acordate salariaților primăriei. Este a treia oară când se vine cu proiectul de hotărâre la în cadrul ședinței Consiliului Local. Nu știu, până se va spune la vot, măi, mă mai gândesc foarte bine cum voi vota. Repet, nu sunt împotrivă, dar și dacă această hotărâre nu este foarte bine întemeiată și pusă din pe lege din punct de vedere legal, există probabilitatea și posibilitatea ca toți cei care vom aprova, dacă puteți vă ceva, să răspundem solitar, poate chiar financiar, vis-a-vis de această problemă. Da. Eu nu știu ce să spun, domnule primar, cred că va fi destul de solid bugetul să susțină 30 și ceva de miliarde, că se va duce drepturile salariale cu tot. Mă uitam aici chiar și la, știți cât de chiar de teagnă, la personalul poliției locale, norma de gramă, 27 de lei pe zi, 20 ceva de zile, vă conduce mai mult decât la ceilalți. Eu, atât am adus. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Domnul, vă rog. Domnule, referitor la acest proiect, după ce am auzit primul vorbitor, primul coleg, eu mă întreb următoarele lucruri. La câte inadvertențe a invocat domnul Matei? La câte neîncadrări în lege a unor chestii din proiect? Este foarte adevărat și trebuie să ne dea de gândit. În schimb, eu mă întreb și văd și am văzut în acest proiect un referat și al doamnei secretar general, doamna Căpătână. Și îmi permit, cu respect, să întreb dacă, din acest punct de vedere, doamna Căpătână ar avea ceva de spus. Pot să răspund acum? Pentru că este foarte adevărat, din cadrul Consiliului, așa cum spunea și cum spune și legea, poți să fii părtaș în solidar sau individual în cazul când ai votat un articol de lege care nu este legal. În schimb, un consilier local se poate baza și pe calificarea și
comunității, respectiv secretarul general al comunei. În acest sens, eu vă spun, nu din acest motiv, nu m-a speriat zicerile domnului Matei, din stat am alte argumente pentru care mă abțin la acest proiect și m-am abținut de fiecare dată. O rog pe doamna Căpățână să dea câteva explicații vis-a-vis de acest proiect. Vă mulțumesc. Aveți cuvânt, doamna. Da. Nu am reușit să pregătesc în scris un răspuns ca să am o coerență, poate un răspuns. Înainte de asta, domnul președinte, permiteți. Din acest motiv, eu propun amânarea proiectului, să-i dăm posibilitatea să dau de Căpățână. Domnul Oșteanu, numai că în urmă a avut cunoștință că se depun amendamente pentru care trebuie probabil și în ședința comisiei să se știe, ședință care nu s-a petrecut în sala asta. Pot să spun doar că proiectul de hotărâre inițiat și lansat pe dumneavoastră respectă condițiile de fond și de formă, trebuie să fie modernizativ. Sunt invocate articolele care le-ați indicat dumneavoastră ca nefiind articolul 11 al neantul 4 în preambul. Autura de specialitate pe care vi-l asum, pentru că l-am semnat, iar în cazul în care o hotărâre este ilegală, răspund și eu, ca secretar, pentru că o voi contrasemna la dumneavoastră. În altare condiții, nu împărtășesc ceea ce spune domnul Matei, legat de ilegalitatea proiectului. Amendamentele pot fi supuse la vot, fără nicio problemă, pentru că dumneavoastră puteți opta pentru o variantă de salarizare de la salariul minim pe economie în vigoare anul acesta până la limita maximă a viceprimarului, deci este legală propunerea domnului Matei. Da, am înțeles. Restudiați rapoartele, în sfârșit, am venit în completare cu un raport. Mulțumesc. Mai dorești să înscrii cineva la cuvânt? Da, vă rog, domnul. Doamna secretară, dar tu susțineți așa. Întrebi... Eu mă opresc, nu mai. Nu are rost. Eu am scris ce am spus, am scris și răspund pentru asta. Dumneavoastră, votați cum considerați. Păi eu mai argumentez încă o dată, să fie clar. În articolul 2, dumneavoastră veniți cu o formulă de calcul care nu se regăsește în legea, care nu pot prezida, se găsește care este aplicat la anul, la anul ăsta. Asta trebuie. Noi funcționarii publici, personal contractual, administrația publică locală, nu suntem pe coeficienți în legea 153. Este simplu. Noi suntem pe un nomenclator cu coeficient stabilit de către dumneavoastră. Am înțeles. Dar dumneavoastră, ce să mă înțeleg? Spuneți coeficienți pe nu, dar nu aplicați în formula de lege. Care nu, nu aplic formula din lege. Ba da, nu aplic formula din lege, dar vă uitați, nu. Domnul Matei, aveți trei variante. Pentru obținere și împotrivă. Da, orice diversează. Nu. Ordin. Da, mulțumesc. Noi nu suntem pe articol 38, dar ne-am cu 38. Da, sunt tot. Da. Dar bine, deci de pe articolul 11, dar îi propuneți ca variante. Am asculat în 2017 niște coeficienți pe nomenclatorul funcțiilor. Atâta tot, în rest, puteți da jos coeficienți. Doamne, nu are nimic a face salariul din bază cu ceea ce îi propuneți dumneavoastră. Domnul Matei, vă rog frumos să facem dialog acum. Asta este părerea dumneavoastră. Da, părerea. Da. Mă scuzați, mai întreb ce, mai am adrese pe care vreau să vi le comunic în scris de la Ministerul Muncii, clarificări legate de interpretarea și de aplicarea legii 153. Sunt exact corect, pe acest am și eu, dar vedeți că se referă la anul 2020. Da, mulțumim, mai e. Nu s-a modificat și am și 2020, poate nu mi le-am dat toate. Am și pe 2021. Vă rog, o să mergem mai departe, continuăm ședința, fiecare va vota cum a zis și domnul Mătuț. Da? Domnul Corus? Da, fiind președinte la Comisia Juridică, vreau să menționez faptul că domnul Matei Ioan l-a menționat la primul proiect, deci a fost pentru, dar cu amendament. Scrie în procesul verbal. Procesul, da. Raportul de avizare. Mulțumesc. Mulțumesc. Mai dorește cineva să scrie la cuvânt? Eu vreau. Da, vă rog, domnul. Eu știu că acest proiect de hotărâre a venit în fața Consiliului a trei ori. Dar în același timp știu și faptul că dacă domnul Matei avea așa o mare legătură
de 4 pagini. Era normal să vină înainte, să o studiem, o luăm ca pe un tâmpinat, ca să avem o soluție în ședința de Consiliu. Nu vreau să jenesc nimeni, dar degeaba ați venit cu aia. Măcar în ședința de Comisie. Măcar înainte, ca să știm despre ce vorbim. Acum eu să iau, în timpul ședinței, să răspoiesc fiecare articol, fiecare lege, fiecare aia, să mă fac trimitere de la X la Y, am. Dar voi nu au primar. Dacă am obținut o... am fost doar un vădiv, am fost doar un vădiv. De ce nu m-ați chemat de disciplină? E problema mea să nu... Eu am studiat sau pe exemplu ședință. Eu sunt judecător și că avea probleme, a dus când e bun. Să interpelări pe proiectul de hotărâre, în timpul ședințelor Consiliului Local. Nu puteți să veniți dumneavoastră că degeaba ați făcut aia și nu-i de valoare. Înseamnă că chiar te desconsiderați. Deci, în timpul ședințelor Consiliului Local, orice consilier poate să vină cu dezbatere, amendamente la proiectul de hotărâre. Deci, haideți să fim un pic serioși să respectăm legea, de ce spune. Deci oricare dintre noi să aveți dreptul de a depune amendamente, interpolări și tot ce credeți pe proiectul de hotărâre în timpul ședinței. Nu că a venit degeaba. Păi de fiecare dată mi-a dat un vot. Sincer vă spun, dar nu se face așa ceva. Nu se face așa ceva, lăsați în calitatea fiecărui consilier să spună părerea în ședință. Păi venim degeaba cu ăla, nu ai voie să spui. Păi nu veniți cu el în mâna sus ca la credință și plecăm acasă. Lăsați vorba cu ce mă-ți întreabă. Bun. Mulțumesc. Putem continua ședința? Dumneavoastră, stabiliți, domnule. Bun. Deci, domnul Matei propune două amendamente. Cine este pentru primul amendament? Cine este împotrivă? Cine se abține? Bun. Trecem să votăm al doilea amendament. Cine este pentru al doilea amendament? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumim. Continuăm. Proiectul numărul... Cine este pentru? Pentru proiectul în forma inițială, că n-a trecut cu amendamente, nu? Da. Da. Cine este pentru proiectul în forma inițială? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mă abțin cu mențiunea că am votat prima formă. Eu mă abțin cu mențiunea că sunt incompatibil să votez. Bun. O pentru 4 abține și unul mă împotrivă. Am văzut o pute partea asta? Da. Putem continua. Proiect de hotărâre numărul 8 din 2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru serviciu public de alimentare cu apă și canalizare Căiuț din subordinea Consiliului Local Căiuț. Inițiator domnul primar Rândaru Gabriel. Domnul primar, dacă doriți să-mi spuneți ceva despre acest proiect? Nu. Care l-ați propus? Înscriere la cuvânt? Nu.
Trecem la... De la vot. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Împotrivă. Abțineri. Eu vreau să motiv la abținere. Spune-mi, deci, în urmă cu 3 luni, decembrie, ianuarie, februarie, astăzi, am avut la cunoștință niște derapaje la nivel de executiv. Eu am zis, eu am auzit, probabil, așa o să fie cât timp executivul i-a învierit din problema. Am zis, mașina de asta este exploatată în afara programului. Am zis eu și cu unii colegi să intre lucrurile normal vis-a-vis de tractor, buldo, vitaj, nu. Am adus la cunoștință că astăzi trebuia să fie invitată doamna doctor să rezolvăm problema vis-a-vis. Nu face parte nimic atunci. Ba da, face parte motivul abținerii. Și pentru problema asta, continu să mă abțin până lucrurile va intra normal. Dacă considerați că greșesc, mi-asum că așa se greșeam. Mulțumesc. Bun. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre numărul 9 din 2022 privind însușirea și aprobarea documentației de dezmembrare în 3 loturi a unui imobil aparținând domeniului privat al comunei Căiuț, înscris în cartea funciară numărul 61449, comuna Căiuț. Inițiator domnul Rundaru Gabriel. Cine se înscrie la cuvânt? Eu. Cine? Domnul Matei. Vă rugăm, domnul Matei. Domnul Jumar, aș vrea o precizare. N-am înțeles de aici, am văzut zbori și domnul Pienici, da? Necesitatea dezmembrării acestui lot, adică în întreg, în trei. Adică să spun, trebuie să faci, dar nu spune de ce a trebuit, necesitatea acestuia, am văzut. E vorba de lotul pentru săptămânal, că nu putem... Am înțeles, trebuie săptămânal, dar e un lot întreg în care propuneți să dezmembrați în trei. Păi unde să facem construcțiile și restul lăsăm pășunic, n-are rost să punem, să transformăm tot. Coasta, aia, și pe acolo rămâne pășunii, nu construim toată suprafața din locul respectiv. Sunt trei, că o parte dintr-o tavan, da? Da? Și două părți să fie la aia de sus, unde am gândit noi târgul de animale. Nu sunt pânit. Nu sunt pânit. Și aia stă la râde. Dar asta vrea două cuvinte, sine cistat, justificat de cistat, dar simplu, pentru că corpul știi cum de aia pe înțelegea asta. Mulțumesc. Dorește să mai înscrie cineva la cuvânt? Nu. Supunem... Domnul Nicica, doriți? Nu. Supunem la vot cine este pentru? Împotrivă? Abține? Reabține. Punctul 4. Proiect de hotărâre numărul 10 din 2022 privind aprobarea inițierii demersurilor pentru actualizarea planului urbanistic general al comunei Căiuci și regulamentul local de urbanism aferent acestuia. Inițiator domnul Orindaru Gabriel. Dorește să scrie cineva la cuvânt? Domnul Ilian, aveți cuvântul? Domnule primar, aș dori ca atunci când veți avea discuții pe planul urbanistic general al comunei Căiuci, să veniți o discuție în Consiliul Local pentru a discuta toată lumea și a ști despre mărirea cubului. În ce formă, unde, locuri, să aveți o discuție generală. Atât, mulțumesc. Mulțumim. Dorește să mai scrie cineva la cuvânt? Nu. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Nu. Abține. Da. Proiect de hotărâre numărul 11 din 2022 pentru îndreptarea erorilor cuprinse
în tot conținutul hotărârii Consiliului Local Căiut, numărul 73 din 21.10.2021, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectul de investiție, extindere rețea alimentare cu apă în Comuna Căiut, județul Bacău, prin Programul Național de Investiții Angel Sarini. Inițiator, domnul primar Rondaru Gabriel. Domnul primar, doriți să ne spuneți câte ceva de acest proiect? Trebuie a evaluat materialul la titlu, eu un cuvânt acolo care în una e pe Dumnezeu sau de pe să fie voastră. Am înțeles. Dorește cineva să înscrie la cuvânt? Nu. Supunem la urmă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre numărul 12 din 2022 privind aprobarea comandării unui raport de evaluare privind determinarea redevenței pentru concesionarea spațiilor din imobilul dispensar uman aflat în domeniul public al comunei. Inițiator, domnul primar Rondaru Gabriel. Domnul primar, doriți să ne comunicați câte ceva despre acest proiect? Cum e evaluat la dispensar ca sistemul dau închirii spații pe hocelile care o avem de la un doctor stomatolog și separat să putem muta și pe doamna doctor care o avem aici. Și a dispensat cursul care trebuie să-l ai oferit. Am înțeles. Dorește cineva să înscrie la cuvânt? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumim. Proiect de hotărâre numărul 13 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție numărul IEG 1733-0108 din partea Fondului de Garantare pentru proiectul Modernizare drumul de interes local în Comuna Căiut, județul Bacău. Inițiator, domnul primar Rondaru Gabriel. Domnule primar, dacă doriți să ne comunicați câte ceva despre acest proiect? Aici e legat de alunecarea de teren de la, din față de la biserică. Avem expertiză, suntem la faza de proiectare și avizare, ca să putem să închidem proiectul ăla mare, că e legat de el. Trebuie să rungim să care garanții ca și pe este. Am înțeles. Dorește să scrie ceva? Domnul Orfean, vă rog. Întrebare. E vorba despre porțiunea care s-a asfaltat ultima dată în casul peiului aia, da? Partea bisericii, da? Nu. Dar care? Dincolo. Aceasta alunecare de teren este dincolo de ultima asfaltată. Domnul Orfean, dar eu întreb un lucru. Ultima asfaltare nu s-a făcut pe această porțiune de drum. Nu e făcută. Deci este asfaltată acea porțiune? Este asfaltată, dar nu este ultima asfaltare, de care m-ați întrebat. Deci nu. Bun. O întrebare care a făcut atunci. Atunci când s-a făcut asfaltarea respectivă, proiectul respectiv, n-a avut niște studii, zero. Și lucrarea este în garanție. De ce trebuie să ne preocupăm noi acum, să facem nu știu ce, atâta timp cât executantul, proiectantul, executantul, eu, din punct de vedere, consider responsabil cu ei. Facem dialog sau nu știm? Nu! Ați terminat. Nu. Asta vreau să vă întreb. Da. Ok. Deci, ca să poată termina lucrarea de care spuneți dumneavoastră, trebuie prelungirii de termen de execuție. E normal că nu o poate face încât s-au întâmplat. Deci trebuie prelungirii de termen de execuție. Ei au documentații puse la asigurator, care este asigurată în acea lucrare. Dar îi trebuie un termen. Avizii, expertize, toate făcute noi, e de durată. Trebuie prelungirii de termen de... Nu fac dialog.
În schimb, întrebarea pe care eu mi-am pus-o a fost următoarea. De ce s-a ajuns la acest lucru atât de timp cât s-au făcut studii și proiectările au fost făcute în baza unor studii și s-a întâmplat? S-a întâmplat. Cam acum, mă rog, s-a întâmplat în timpul garanției. Și trebuie să prelungim ca să termin. Dar s-a întâmplat după ce se termina garanția, ea s-a dat. Am înțeles. Supunem la vot, mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Da. Mulțumim. Proiect de hotărâre numărul 15 din 2022 privind aprobarea actului adițional numărul 4 la documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău. Inițiator domnul Orândaru Gabriel. Dacă ne puteți spune câteva cuvinte, domnul primar? N-am ce să vă spun asta. Din discuțiile care am avut cu cei de la Avisa, sperăm că în acest proiect să mai scadă un pic prețul, dar sperăm. Nu știu dacă scrie și realitate. Dorește să scrie cineva la cuvânt acest capitol? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem mai departe. Proiect de hotărâre numărul 16 din 9.2.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Căiuți pe anul 2022. Inițiator domnul Orândaru Gabriel. Domnule primar, dacă doriți să ne spuneți câteva cuvinte vizavi de acest proiect. Vă spun doar că ca și dumneavoastră, cred că și eu am câteva nemulțumiri vizavi de dată, vizavi de perioadă. Iar ca și sume alocate și cum ca și conținut al bugetului. L-am discutat cu mare parte de dumneavoastră, am invitat pe toți colegii la discuții de la buget. Am notat la acea discuții ideile la fiecare. O să mai fac o asemenea ședință pentru strategia de dezvoltare 2022-2027, să fie care să vină cu părerile. Din discuțiile de atunci, cred că le-am creonat, le-am schițat și fiecare punct a fost atins. Alte nemulțumiri, dumneavoastră, dacă aveți discuții. Bun. Cine se scrie într-o acuvânt? Sunt domnul Orcheanu. Eu start, iar anunț că acest proiect mă voi abține. Mă divez faptul că nu am avut timp suficient să-l parcurs, să-mi dau seama despre ce este vorba. Primind de aseară, nu am avut telefonul deschis și nu am văzut astăzi, dimineață și când m-am consultat telefonul, la 12. În acea situație, din acest motiv, mă ascult, doar din acest motiv. Vă mulțumesc. Domnul Ilea, vă rog. Da, aș dori ca în acest capitol, mi-mi pare că am reușit să ajung atunci la Pralea, la Câștean, când încerc să ajungeam. Aș vrea ca toți cei care suntem aici, astăzi consilieri,
să avem o discuție punctuală, finițele, dacă doriți, dacă vă interesează, și punctual pe segmentele bugetare, care ne-a prezentat în propunere domnul primar. În mare, așa cum e normal ce văd, domnul primar încearcă să prindă cât mai multe lucrări, cât mai multe reabilitări, asfaltări, ce am spus și anul trecut. Bani care se încearcă să părămițeze sumă mare, să ducă pe lucrări mai mici, să se înceapă să facă, mă rog, proiecte, SF-uri și multe alte lucruri. Eu, la tot ceea ce este prevăzut aici, o să am câteva întrebări pentru domnul primar. Deoarece, văd aici, în fondul de rământ astăzi, din ce vă scris, Comuna Crâț are 4,3 milioane lei. Din care, după cum spune domnul primar, vor fi folosite la el investiții, reabilitare pod, modernizare DC-119 SAP, amenajare viaduct, modernizare drumuri prin asfaltare 1 miliard, modernizări străzi prin asfaltare, mă rog, mult mai multe, ei nu-i dau citire la toate, extindere la, și reabilitare infrastructură de apă în Comuna Căiuț, trec săptămânal, iar modernizare străzi, dotări, mobilier, 200 de mii de lei, eu din ce rețin, mai aprobat să anul pe 100 de mii, amenajare curte 250 de mii, reparații capitale primărie 400 de mii, planuri urbanistice, echipamente, înființare, sistem integrat, distribuția gazelor naturale, 150 de mii, construire sală sport 100, reabilitare școală gimnazială, de 500, mă rog, pradul Rosete 2 și, mă rog, alte lucruri de extindere, rețea din Mabunța, din Calea 157. Dragi colegi, eu m-aș veni cu o propunere și poate și în asentimentul domnului primar, dacă va fi de acord. De ce nu încercăm că din această sumă mare, haideți să alocăm o sumă consistentă prin proiect mare, care să-i dați drumul, prindeți finanțare pe buget local. 20-30 de miliarde de ani, ăsta, nu știu, din tot ce avem aici, hai să canalizăm. Că așa, la 100 de mii, 1 miliard, nu știu câte drumuri asfaltați, nu știu câte ulițe asfaltați cu 400 de mii, nu știu sistemul video cu 2 miliarde, câte... Vedem la extinderea viitoare infrastructură de apă 3 miliarde, târgul săptămânal 2 miliarde, care zicea spus de asta și la 70 miliarde. Și multe alte, dotări mobilier, 200 de mii de lei. Noi am mai aprobat 100 de mii. La anul trecut, nu știm, sau cheltuim, amenajare curte. Un alt lucru care eu îl spusesem de astăzi înainte, era o rugăminte. Din acești tot bani măcar, cercați să prindeți o sumă consistentă și refaceți, măcar de la Sârbu până la școală, centru comunic, cumva. Dați-o o altă nuanță. Tot sunt 20-30 de investiții pe care doriți să le faceți. Să le faceți, să dea Dumnezeu. Dar la toate sunt prinse 100 de mii, 1 miliard, 2, 3 bani vechi, ca să înțelegem. Cercați să prindeți un proiect mare din acest bani, vezi, s-a făcut anul ăsta cu 10 miliarde, am făcut centru comunic. Sau cu 20 miliarde am început, facem drumul, mă rog. Că zic eu, cu 500 de mii de euro, facem drumul de la pot până a intrat din Hârtiu. Ce aveți dumneavoastră prioritar ca și proiecte care le-ați propus să le realizați. Că nu pot să-l propun eu, că n-am susținere, sau mă rog, poate la dumneavoastră de consilier. Haideți să încercăm un pic să adunăm banii ăștia, să facem proiect care se vede. Era o discuție mai în urmă că primăria Căiuț, Comuna Căiuț, o comună bogată. Haideți să vedem. Eu asta vin cu vreo. Haideți să adunăm bani într-un proiect mai mare care să dăm drumul. Să meargă. Așa că eu nu am nimic. Cum ați făcut până acum, puteți să faceți că nu mă deranjează. Deci, pe urmă, mai la... Vedem aici la cultură.
transferul biserici și asociații suma de 110.000 lei. Am zis să fie spus, la care să fi prins din stat, să știm și noi, domnule, dăm la cultură 10.000, dăm la biserici 30.000, dăm la sport 20.000, să știm niște sume care și Consiliul Local, când întreabă, să știe, domnule, s-a dus suma de pentru asociații culturale, pentru asociații sportive suma de, pentru biserici suma de. Și eu zic să puteau prinde la buget niște bani mai mulți acolo, mai ales că și transferul biserici și tot ce avem acolo. La bunuri și servicii vedem la cheltuieli, reparații curente, nu știu ce reparăm la cultură, și manifestări culturale artistice sunt 2 miliarde. Iar la transferul către asociații biserici și mai 1 miliard. Eu zic că aici am mai putea discuta. Da. Nu știu ce discuții, dacă colegii au fost de acord. Pe urmă, la drumul, ne lovim cu aceeași treabă mereu. Am zis, anul ăsta a dat 3 miliarde și ceva la întreținere drumul. Din ce am văzut, eu transportul drumul, da, și podul. La servicii, din care... Haideți să prindem cei 3 miliarde care să spunem, domnule, să repară și porțiunile alea de asfalt făcute din 2008, care au început să crape, să se strice, din 3 miliarde, 2 miliarde reparăm un drum care are asfalt pe el. Pentru că ne-am săturat, tot auzim, s-a dus balastul și nisip. S-a dus balastul, nisip, s-a dus grederul pe drumul Gândiului și la Vrăceni de 5 ori într-un an. Haideți să le punem, că să știm și fiecare, băi, din banii aia îți poate face aia. Dacă nu... Doriți și aș vrea să vă întreb dacă s-au cumpărat din miliard aprobat anul trecut mobilier și dacă cele 2 miliarde care cereți iar mobilier pentru mobilierul la primărie. Și cu două ar fi 3. Și mai văd dotări stâlpi acolo, iluminat, v-am rugat și eu într-un loc, aveți, l-am aprobat atunci, nu știu dacă ați plătit sau nu, sau dacă prins în buget acum dotări stâlpi iluminat aici la timpul servicii, o să-i plătesc din banii care sunt acum 10 miliarde, bunul servicii 257-60, artificiale sistem inteligent distribuții gaze, aveți vreo 5-6 investiții mari care doriți să le faceți cu 7 miliarde. Dacă și stâlpi sunt prinși la plată sau i-ați plătit, v-am vrea și în zona aia rate și dacă puteți face extindere de iluminat, vă rog, vreo 2 ani, dar cred că rugămințele mele rămân la nivel de rugăminți când nu se vor, că nu toți suntem cetățenii comuni, numai un segment. Și asta e. Mulțumesc. Doresc să mai scrie cineva la acord? Să ce spui? Nu. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Două abține. Mulțumim. Ultimul punct. Divers. Da. Mă rog, domnul Bărăs. Vă mulțumesc. Aș avea și o întrebare pentru domnul viceprimar. La ultima ședință v-am rugat să ne spuneți și nouă situația lucrărilor efectuate pe izlazul comunal, dat o concesiune către crescătorii de animale. Și, din păcate, nu ați putut să-mi dați un răspuns, din cum faptul că nu aveți cunoștință despre ce lucrări au fost efectuate. Și astăzi ați vrea să vă întreb iar. Dacă sper să veni pregătit, să știți, să ne spuneți ce lucrări au fost efectuate pe izlazul comunal. Și a doua rugăminte, dacă puteți face ceva la stațiile de autobuz, au început să le iau vântul cantare. Păi, da, dar rezultate zero. Asta văd eu. Și în ședința trecută v-am adus la cunoștință și acum două ședințe în urmă. Adică rolul nostru nu-i doar de a ridica mâna, ați băgat de 3 ori un proiect pe ordinea de zi. Nu știu care e rolul nostru. Dacă noi vă aducem la cunoștință de 3 ședințe în coacă, stațiile de autobuz sunt rupte și stau copiii în ploaie și dumneavoastră dați din cap și ne spuneți că da și nu, rezultatul e zero, care e rolul nostru?
Doar să ridicăm mâna? Nu zici nu. Haideți să noi, mari, că nu văd o mare investiție să batem trei hoșuroguri într-un policarbonat. Măcar. Am înțeles că vor veni niște stații de autobuz noi, dar până vor veni cele noi, haideți să le scăpim un pic pe alea, nu? Le ia vântul, e mai mare râs, poate mai trece cineva prin comună, printr-un sat, printr-un... Am văzut niște poze pe Facebook, posibil, am și eu poze, pot să vi le arăt. Ui, da, atât. Vă mulțumesc, Zezu. Dorești să mai înscrie... Nu, aș vrea un răspuns, da. Mă domnul. Da, vă rog. Banii sunt toți în cont, atunci abia le intră banii în noiembrie. Nu așa. Deci lucrări nu s-au făcut pe pășune, pe un anumit motiv. Toți banii l-am chemat pe Florin, președintele asociației, să prezinte bugetul și toți banii sunt în cont la asociație. Dumneavoastră puteți să veniți cu propuneri și cu planul care îl avem pentru pășuni, să plătim sau asociația, să plătească o firmă, să facă lucrările care sunt. Primăria doar verifică aceste lucrări. O să, când doriți dumneavoastră, președintele asociației o să vină cu, chiar am o discuție cu el, are bani și de anul anterior și de un an înainte, nu toți. A plătit la primăria Căiuț ce are stabilit prin contract redevență mai și a împrăștiat anul trecut niște îngrășăminte. Filmat, pozat, și pus la... În rest, nu s-o umblat la bani, răspunde fiecare din ceea ce are bani, sunt în contul la asociație. Disponibil. Deci aveți stațiile de autobuz, aveți perfecte dreptate. Știu, am și eu și sesizez la cetățeni. Avem, în schimb, o problemă. Da, cu reparatul, să pui două lucruri, am mai pus, asta e. S-a întâmplat. Și nu stau. Nu mai stă policarbonatul ăla de câte ani. Au o valoare de inventar destul de generoasă, pe care nu putem, trebuie să vedem cum facem să o scadem, ca să putem înlocui, dacă ați văzut un nou buget, avem prinse stații de autobuz. N-am vrut să mai progresez ședința, să mă scriu la cuvânt și să discut la adrese, cu asta am încheiat. Da? Vis-a-vis de buget și de întrebări domnul Durlan. Dar n-am mai atunci s-a trecut, că l-a fost și n-am intervenit. Nu, n-au fost întrebări, v-am zis, vă păreți, am votat buget. 70% din lista de investiții, de aia e fragmentată și cu multe sume, sunt proiecte depuse pentru finanțare la anumite surse de finanțare, gen CNI, gen Angel Salini, gen Asir și Pimeriu, mai e încă unul. Deci de aia sunt fragmentate în felul ăsta. Iar banii de la noi, de la primării, trebuie pentru avizii, pentru proiectare și proiectele sunt acolo depuse. Chiar astăzi discutam drumul de la Hiltiu, e depus și pe CNI și pe Angel Salini. Condiția e că dacă intră la finanțare la una din aceste două, trebuie să facem idee negație să le retragem de la cealaltă. Spunea cineva că voi retrage-l dinainte. Nu. Deci nu să știi unde ne putem agața când prima dată și le retragem după aia de la cealaltă instituție. Da. Cam asta era răspunsul vis-a-vis de asociație și de izlat. Alte întrebări. Da, eu nu vreau să mă fac înțeles greșit. Nu mă interesează banii. Mie mă interesau doar lucrările. Că acum 10 ani, când s-a dat în concesiune izlazul, au fost eligibili undeva în jur la 97 de hectare și când au venit anul trecut să le dăm iar o concesiune, au venit cu 95 de hectare. După părerea mea, trebuiau să vină 110 hectare eligibili. Adică, pe mine asta mă interesează. Nu mă interesează, băi, au bani în cont, au bani în cont, dar să facă ceva cu banii ăia. N-au făcut lucrări în curății. Nu trebuiau să fac. Deci, mine asta mă interesează. N-au făcut, dar n-au cheltuit nici bani. Păi, deci nu vreau să mă fac, mă interesează unii banii lor. Eu-s banii, munca lor, e dreptul lor, dar să facă ceva pentru izlaz. De asta le-am dat izlazul în concesiune, nu? Vă mulțumesc. Dorești să... Domnul Ilea, vă rog. Da. Deci...
într-adevăr, cu stațiile ce spune domnul primar, sunt jur de 4.000 de lei valoarea lor, ce mi-am test, 3.800 de 4.000 și nu știu exact, dar în jurul sumei de 4.000. Din 2008-2007, dacă mă înșel, dacă aminte că era doamna Dănilă la urbanism și făcea recepția la fiecare șurub de stație. Eu zic că în atâția ani, cu referate, că tot scot și casa. Dați la mișarea chestii, eu rețin 2007-2008. Și cam asta a fost valoarea. Sau sunt unele care merg 2-30 coli de policarbon și trebuie să repară în lăbiță. Ce vreau eu să vă spun dumneavoastră, dacă cu tot ce vă spun de câțiva ani sau câteva și 2-3 ani, dacă veți avea în atenție să reabilitați drumul, nu știu dacă se prinde la finanțare sau nu la stradă, măcar până la pot, să reparați cât de cât. Una și după aceea extindere de lumina publică. Dacă aveți în vedere, să le faceți. Foarte mulțumesc. Doriți să mai am cuvântul? Corect? Vă rog, domnul. Domnul Clar, ca să aduc la cunoștință, știți de ce este vorba. Referitor la reglementarea traficului pe 10.119, intersecția la biserică, prin montarea de semne de circulație. Pentru că acolo e chestia ambiguă și se pot întâmpla multe și nu-i de doi. Deci există stopul care e pe drumul principal al satului, dar peste celălalt este prioritate, drumul Dramărcești, trebuie reglementat în semne de circulație. Că sunt destule mașini care circulă și străini și zici. Deci neapărat să adresă la cei competenți, să vină cu acele semne de circulație. Le-am mulțumesc. Domnul Urcheam, vă rog. Domnule, domnule primar, în ședințele precedente, mă refer la ultima ședință, a venit o rugăminte în partea dumneavoastră, și anume aceea de a nu începe ședința până când nu faceți informare despre modul cum au fost rezolvate o parte dintre lucrurile făcute de către noi, despre modul cum, sau despre stadiul rezolvării acestor probleme ridicate de către noi. Nu ne puteți spune astăzi dacă o veți face cândva și începând cu ce dată, cu ce ședință. Nu ați făcut informații. S-au ridicat diverse probleme. Am convenit atunci, vă notați, problema 1, 2, 3, nu trebuie neapărat ridicată de Popescu, de Ionescu, dintre consilieri. V-ați notat la problema în legătură cu stadiul, la problema în legătură cu gunoiul, cu necesitatea ducerii unei mașini de balast să întoarcă mașina gunoiului la bridar acolo. Unele chestii. Nu faceți la trecut. Vă întreb de aceasta. Ar fi o importanță, o problemă principală. O altă problemă cu care o invite. Astăzi am avut în dezbatere un proiect referitor la implementarea sistemului de solicitare a deșeurilor integrat, propus de către societatea respectivă. De fiecare dată v-am spus și m-am abținut atâta timp cât unitățile teritorial-administrative, cum mă interesează în comuna noastră, va continua să colecteze banii pentru gunoi, va continua să accepte toate cele adiționalele tuturor, toate adiționalele pe care ei le depun către noi și să nu mai fim sclavii lor. Deci, din acest punct de vedere, de-aia am așa ținut la acest proiect. Am vorbit în ședințele anterioare despre o altă implementare. Și anume despre implementarea, ceea ce ne interesează cu noi la nivelul comunei noastre. Implementarea colectării selective a deșeurilor. Acum aici. Nu sunt tomberoane. În prima fază s-a spus că va avea grijă Consiliul Județean. Nu s-au adus. Nu pot fi aduse. Sunt scumpi, nu știu.
V-am auzit vorbind despre niște sac speculări, așa încât, cu priantelele care le-ați făcut primăria și Consiliul Local. Să instruim populația, să mergem să informăm populația despre această activitate, respectiv colectarea selectivă. Dumneavoastră, urmăm executivul, să achiziționați sacii pe culori și demarăm acest aspect. Dacă nu vom începe, să nu ne așteptăm la rezultate. Am auzit că s-au dat niște saci de o singură culoare. Sacii respectivi, iar faceți tropeală, în sensul că nu pentru toată comuna, căutați să nu fiți pentru un imunul și pentru altitumă, în sensul că, domnule, când facem o activitate din asta, haideți să mergem de la Florești la Voiște, de la Mărcești la Prană și pe Iuri, Brigadul Popelul și toate de parte. Deci atâta timp cât este foarte adevărat. Vedeți dumneavoastră că ne abținem. M-am abținut la foarte multe proiecte cu care am venit astăzi în partea noastră spre dezbatere și dintr-un alt motiv. Părămițați fonduri. E foarte bine spus ce s-a spus aici. În sensul că vreți să faceți și aia, și aia, și aia, și aia. Dar a spus că la Prana avem discuția aia pentru prioritizarea lucrurilor și pentru discuție cu prinderea problemelor în bugetul de venituri și cheltuieli. Sincer vă spun, eram bolnav, n-am putut să vin atunci. Dar nici nu doream să mai vin și nici nu am să o mai fac. Pentru că în zadar facem treaba asta. Discuțiile se fac, dumneavoastră vă notați, sunteți foarte politicos și respectos cu noi și spuneți da, 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 da. Dar după care, la când transpunem în fapt, să transpunem în fapt lucrurile stabilite, prestabilite, nu o mai fac. Adică faceți tot ce considerați dumneavoastră, plecând de la. Dumnezeu, se reabilitează. Am auzit că niște sume extraordinar de mari. Sună urât pentru cel din Boiștea, cel din Florești, cel din Mărcești, care n-are un drum, vai mama lui, să vorbiți despre amenajarea curții de ordine 1 miliard. Eu înțeleg, e bine să fie, să fie modernitate peste tot. N-avem alei, dar modernizăm curtea. Păi tu vezi, până ajungi cu o grajă a primăriei, care vă propuneți dumneavoastră să o faceți faină, frumoasă și modernă, trecem pe alei și o ajungem strada stânga-dreapta de la intrare până la ieșire în Căiuț și dacă îți spui un lucru, dom'le, nu este o alei, nu este un șanț corector. Vegetații care ar trebui înlăturată, deteriorată. Și câte și câte aspecte de genul ăsta. Sunt foarte multe. Nu doresc să vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru da. Dar nu înainte, domnule primar, dacă la celelalte care le-am amintit, nu răspundeți. Referitor la informarea aia pe care am solicitat-o. Să o faceți. Să nu începem ședința până când nu faceți informare despre stadiul realizării și despre situația cu lucrurilor propuse de către noi consilieri. Și în ultimă instanță, o știm cu toții, nu mai demarați, fie ele prinse sau nu un proiect, fie ele trecut. Haideți, consultați-ne și pe noi. De exemplu, cu reparațiile la primării, nu n-am știut de această lucrare. Doamne, că aveți dreptul, că vă doriți lucrul ăsta. Nu era cum o să ne consultați. Poate venea cineva dintre noi cu o altă propunere și cu o prioritate, cu o lucrare mult mai importantă și prioritară. Deci dacă aș fi recunoscător, dacă mi-ar spune când aveți de gând să faceți informare respectivă cu stadiul lucrurilor propuse de către noi consilieri. Vă mulțumesc. Dorește să mai spui cineva? Domnul Ia. Da, am primit o situație, chiar nu mergeam, mi-a dat-o doamna secretară, mulțumesc. E domnul Vici, am dat un pic pe ea și sunteți, da, mă care cum ai situația. Hai să evităm băieți ăștia șmecheri care sunt listați. Știți că cu camionet, cu bani mulți. Spuneți-le frumos, băi, lasă. Eu așa aș fac, știi ce? Sunt, văd de ce am citit acolo. Nu le dau mult, dar e frumos așa să lezi. Care sunt la 460. Credeți-mă, n-aveți dumneavoastră banii lor.
Și vin și le dăm continuare 460. Tu le zic, domnule, că e dureros. Dar să încercăm. Spuneți-le frumos, că-i băi, du-te, am mâncând pe consilieri, că îți văd numele acolo, lasă că au din ce trăi, credeți-mă. Sunt amărâți care cred că românii rușine să vină să facă, dar ei vin. Am zis-o și o repet, tot ce e de ei, e lor. Mulțumesc. Aș vrea să au cuvântul să reiau ceea ce am spus acum o ședință. Vă rog, am rugat executivul referitor să gândească la montarea de panouri informative pentru cetățenii comunei în toate satele, în centre. Totodată am menționat că ar trebui puse panouri informative cu riscul ce amendă pot plăti cei care aruncă gunoaie în diverse locuri, cum ar fi spate la copent, la pralea, la pod, la căiuț. Curățăm, amenajăm, gunoaie sunt în continuu. Dar nu există un panou informativ care cetățeanul să poată citi. Să știe de riscul, dacă este surprins de cineva, ce poate plăti. Ce amendă este cuvine. După, am rugat executivul să angajeze să scoată la concurs un post pentru un, pentru un operator utilaj de cale de rasamente care să poată merge cu buldo, tractorul, anexele acestora. Să începem să curățăm, cum spunea unul din colegii noștri, să începem să curățăm din centrul comunei, punctul 0, să mergem în toate satele, să amenajăm, să curățăm șanțuri, podeții. Vis-a-vis de târg, am votat, suntem de acord, facem un târg, dacă se aprobă finanțarea. Cineva a amintit atunci de Comuna Dofteana. Ce frumos este târgul din Comuna Dofteana. Eu personal am fost cu familia în Comuna Dofteana, m-am plimbat pe străzile din Comuna Dofteana. Sunt încă străzi și neasfaltate, dar marea majoritate sunt asfaltate. Vreau să spun că nu am văzut gunoaie. Chiar la locuri ascunse. Sunt în plină modernizare încă. Din informații, cei care se ocupă de curățenia, să păstreze curățenia în Comuna Dofteana, sunt polițiștii locali, care sunt trași prima dată ei la răspundere de executivul primăriei. Aș dori totodată să le dăm atribuția și lor, când merg să meargă în locurile mai puțin vizibile. Eu cred că dacă găsim 1, 2, 3, 5 persoane care să le amendăm, ceilalți se vor gândi mai bine. Ar trebui să începem să curățăm puțin, dar nu putem decât să-i strângem. Să-i amendăm. Avem o comună frumoasă, dar mizerabilă, din păcate. Dumneavoastră, executivul, încercați să acoperiți, să reduceți cantitatea de deșeuri care ceilalți cetățeni o aruncă unde nu ar trebui. Dar nu reușiți. Azi faceți curat, strângeți, mâine face înapoi mizerie. Atâta timp cât nu vom pune panouri informative, cu amenda la care se poate ridica prețul maxim, eu zic că nu vom reuși să facem curat în această comună. Și încă o dată insist să angajăm un operator de utilaj, cale și terasamente. Eu, unul personal, cred că dacă avem acest operator, vom rezolva multe probleme din privința comunei și
a cetățenilor. Mulțumesc. Avem un cetățean din Comuna Căruț care ne-a onorat cu prezența. Un cetățean nativ. Un cetățean nativ sau cum eu, pentru mine sunteți un cetățean al Comunii Căruț. Domnul Damian, vă și cunosc. Deci, dacă aveți ceva să mi spuneți, vă rog. Mulțumesc, mulțumesc mult. Și în primul rând mulțumesc că m-ați primit așa. Sunt cetățean și născut aici, în Comuna Căruț. Am văzut de-a lungul timpului cum arată comuna și acum 50 de ani și acum nu știu de ce îmi dă impresia, parcă acum 50 de ani era foarte mai frumos decât acum. Nu erau trotuarele asfaltate, într-adevăr, nu erau betoane, dar parcă era mai aranjat, parcă populația era un pic mai gospodăroasă, parcă dădea cu un pic de var pe gard, parcă dădea pomii cu var, parcă îi curăța. Terenurile parcă erau lucrate, agricultura parcă duduia, cu toate că oamenii se duceau cu sapa. E un mister pentru mine. Acum avem utilaje, avem tractoare, avem bulgă, avem de toate, dar parcă arată dezolant. Dacă intru de la Onești și mă urc pe Corhan acolo, unde odată era Imașul și pășteau vreo 80 de vaci, acum sunt niște scaieți de... Nu-mi vine să vin încoace. Nu, nu. Nu știu, probabil că am venit astăzi aici și datorită faptului că acum vreo 2-3 ani am avut... Eu sunt reintegrat acum, de vreo 5 ani, așa. Am avut vreo câțiva prieteni care veneau și spuneau și că, păi, dar ce arată dezolant comuna asta voastră? Păi, la stradă. Bun. Acum, eu mi-am oferit un pic de sprijin, am niște cunoștințe tehnice, minime, cât or fi, dar eu mă ofer ca să intru într-un joc, ca să spunem așa, pentru rezolvarea unor probleme care ele s-au acutizat. Și aici domnul Zurlan avea dreptate, că de-a lungul timpului investițiile astea s-au făcut trunchiat pe cum să spun, cu niște sume mici și nu s-au atacat niște lucrări care să fie de referință și de o calitate excelentă. Nu pot să vă țin mult acum, dar o iau într-o ordine și am zis că mă integrez într-un grup de inițiativă. Și luând o ordine, am zis așa, prioritară să știți că este apa în comun. Orice s-ar spune, n-avem poate uliți asfaltate, poate, dar este o lucrare care ar trebui să fie de referință. Și de ce? Pentru că deja ne-am devenit comozi, nu mai avem fântări. Nu mai avem un subsol care să fie curat. Este plin de tot felul de mizerii, din care unele fântâni, de exemplu, nu mai sunt bune ca să mai poată fi scoasă apa pentru folosință. Atunci am zis așa că ar trebui, doar că aveți un buget, mă rog, nu l-am auzit, n-am citit despre el, nu mă bag pentru că nu vreau să vorbesc aiurea, dar probabil o anumită sumă alocată din acest buget pentru punerea la punct acestei instalații de apă, părerea mea este că ar fi necesar și ar fi de făcut câteva lucrări substanțiale în ce privește aducțiunea de apă. Domnul primar a zis că este un proiect care e bine să de aducțiune care să vină cu niște apă de la... Este binevenită la. Bun. Până ăla va fi definitivat, ce facem? S-au făcut, cred că, niște greșeli de-a lungul timpului prin faptul că, pur și simplu, nu s-a acordat absolut deloc atenție desde când o fi sistemul ăsta de apă, de 2000 și un pic, așa. Deci el n-a avut reparații majore, nu a avut o modernizare.
Trebuia o modernizare făcută. Acum am stat de vorbă cu Puliță Danilă. El are dreptate, trebuie să vă spun. Toate costurile ar fi trebuit să fie pe fiecare lași în parte evidențiat, ca să putem ști de unde pornim. De unde pornim? De acolo pornim. Are dreptate, mă scuz, Florine, dar cel mai prost sistem și când s-a branșat toată lumea fără niciun căpătâi, a fost pe timpul dânsului. N-am zis niciodată. Că toată lumea a criticat. Ai dreptate, da, dar s-a reparat ceva, are 20 de ani. Domnul Ilan, haideți să lăsăm să termine cuvântul. O să mai spun doar ceva pentru salubrizare și de ce. Pentru că am trecut pe o hârtie și o să-i dau un număr de înregistrare. Mâine, poimine, așa. Și îl las cu discul de înregistrare. Dar aș vrea să, totuși, să rețineți un lucru. Aveți și obligația și responsabilitatea față de cei care vin după noi, respectiv copiii noștri, să nu înglodați în niște datorii nepermise. Datoriile ce înseamnă? Deci, eu vin din privat. Recunosc că am avut câteva credite care, să știți că nu sunt ușor de mestecat. Adică te înscrii într-o cursă în care probabil sorții s-ar putea să nu fie, să-ți fie mai mult potrivnici decât... Am avut la un moment dat, ca să vă spun așa, o dobândă de 144% la banc post. Păi asta e capătă. La subiect, ca să putem să Fim și aici. Deci, asta de fapt vreau să spun, să puneți un pic de accent pe apă și salubrizare. Pentru discuțiile tehnice pe care, da, într-adevăr, ai de stat aici, pentru discuțiile tehnice se poate organiza, hai să spunem, paneluri, așa, 2, 3, 4 inși, pe care eu sunt de acord cu tine, convoacă domnul primar, putem să ne oferim experiența și priceperea noastră să poată să fie pusă pe o tabletă și aleasă cea mai bună cale, așa? Dar la salubritate să știți că o să fie foarte multe lucruri. Extraordinar și până la urmă oamenii o să... Bun. Deci, lucrurile de pus la punct, așa cum am spus, eu mă ofer ca să... Să participăm. Înainte de a închide ședința, nu vreau să las în... stand-by propunerea la domnul Ochean. În primul rând, eu nu... Poate nu pot să particip la fiecare ședință. Și nici nu sunt obligat să particip. Răspunsurile se vor da la sfârșitul fiecare ședință. Nu la începutul ședinței. Și răspunsurile practice. Când m-am uitat aici pe ce am notat... Dar la timp. Bine, nu e cum la început. E bine să mai la sfârșit. Vă spun de ce. Adică... Ce mă întreabă domnul Durlan, de reabilitarea drumului din asfaltare. Vă pot da și răspuns pe o ședință pe altă. Că asta nu e lucrare de făcut în rol. Faceți informarea care vă dă prin legile la și tot atât, dar ce răspuns vă dau la ce răspuns vă alea minori, de rezolvat, de plus cu două cuciuri lucruri la o stație de autobus, poți să faci tot. Dar dați voi, nu facem dialog, dar dați voi să mă întreb, la ce-mi pun atunci să vine o propunere, ca și consilier, că la urmă urmii vreau să vă spun ceva, domnule primar, care sunteți ce pe exemplu. Da, astea la diverse nu sunt propuneri. Cetățenii vin la mine. Și îmi ridică o problemă. Obligativitatea mea e aceea să vă aduc la cunoștință dumneavoastră care trebuie să executați problema respectivă. Să rezolvați cetățeanului problema. Ai rămâne, să-mi dați cu tine. Dacă se poate. Nu e frumos, oare și nu e corect ca dumneavoastră să fie informare. Referitor la problema ridicată. Stadiul este acesta. Scurt. Toate le luăm în calcul, dar le punem până să domnul, faci ce ai prioritizare. Nu poți să vorbim. Datorită, în toate ședințele, în toate ședințele,